Bună și mi-am găsit la un nou video clip la mine pe canal. Astăzi iar încep un nou vlog. Da, se pare că am dat în patima vlogurilor, însă voi mi-ați spus că vă plac vlogurile mele, așa că luați de aici vloguri. Da, astăzi este sâmbătă când filmez, nu știu când o să apară clipul ăsta, probabil luni. Și motivul pentru care am dat startul acestui vlog este pentru că astăzi o să am un eveniment, un eveniment cu fetele mele blogărițe, pentru că îmi place să mă consider că la bază sunt blogger, nu vlogger. Ok, și fac chestia asta de aproape 8 ani, cred că. Da, cred că anul ăsta fac 8 ani sau 7, nici nu mai știu, trebuie să mă uit când am început. Și de-a lungul timpului ne-am tot strâns așa să facem evenimente, iar anul ăsta nu am avut niciunul cu fetele și se pare că o să avem unul. Ce abia aștept și este prima oară când se ține în Brăila, lucru care mă bucură foarte mult, pentru că până acum mergeam fie la Galați, am fost și la Suceava, dar la noi în oraș nu am avut niciodată. Da, am fost întrerupt de tata. Ideea este că eu v-am mai arătat vouă evenimentele astea la care am mai mers. O să vă las link-uri pe sus dacă mi-aduc aminte. Pentru că de fiecare dată când am fost la vreun eveniment, am filmat. Și am făcut așa un fel de tradiție din chestia asta, așa că nici acest eveniment nu o să scape. Evenimentul se va ține de la ora 2 până la ora 5 la Casa cu Stuf. Este un restaurant foarte drăguț și de-abia aștept să văd cum o să fie, pentru că organizatoarele de anul acesta nu au vrut să spună nimic, au fost foarte secretoase față de în alți ani în care știam deja care sunt sponsorii, pentru că de obicei sunt anumiți sponsori care trimit produse, noi le testăm, facem foarte multe articole și da, legat de asta o să avem ceva articole, pentru că mă gândesc că o să fie ceva sponsori. Momentan știu că o să fie Litera, Meteor Press și Smic și Fares. Dar de alți sponsori chiar nu știu și sunt foarte curioasă, pentru că, v-am zis, nu știu, sunt curioasă ce să mai. Mi-am pregătit ținuta de ceva timp, o să mă îmbrac cu rochea verde de la Zara, o să-i fac inaugurarea, ca să zic așa. Vreau să-mi fac și eu unghiile, pentru că sunt nașpa și de la picioare la fel. Legat de picior, să știți că starea piciorului meu este mult mai bună, deja mai e foarte puțin vânăt, rana aceea care îmi supura nu mai îmi creează probleme, s-a închis foarte frumos. Acum tot ce trebuie să fac este să aștept să-mi cadă unghia, pentru că da, asta o să se întâmple, dar cred că fiind și atât de mare este un proces destul de lung și trebuie să aștept. Da, deci cam asta o să fie cu ziua de azi, o să avem evenimentul ăsta super fain. După ce mă duc de la eveniment aș vrea să filmez ce am primit de la eveniment și clipul ăsta să apară miercuri, dar vom vedea. Oricum o să-mi pregătesc aparatura tot ca să am... Să am totul pregătit când vin, doar să mă apuc de filmat. Și acum mă uitam pe YouTube la Anitana, pentru că îmi place foarte mult de ea și a făcut un clip cu cărți citite în ultimul timp. Mă uit la el, cred că o să-mi pot să fac unghiile și mai vorbim pe parcurs. Între timp, tata mi-a furat laptopul pentru că are ceva treabă pe el. Și eu am zis că hai să... Mă pun să mai citesc, pentru că mai am un pic și termin cartea asta pe care știți că mi-am luat-o, știți din vlogul trecut. Dacă n-ați văzut vlogul, o să vă las un card pe sus, că am multe carduri am depus, dar poate nu uit. Vă ziceam atunci că urmează să primesc cartea aceasta, Dorothy trebuie să moară, e bine, de la eveniment am ales-o, însemnând că... Fata care organizează evenimentul ne-a pus o listă cu cărți și ne-a pus să alegem de acolo ce cărți vrem și eu am ales-o și pe aceasta și am zis că ar fi interesant să citesc întâi introducerea asta și după aia cartea în sine, ca să pot înțelege ceva. Momentan mai am foarte puțin, vedeți, cred că acum o să o termin. Este
cum să spun eu, mai copilărească, așa să zicem, scrisă într-un mod foarte ușor, se citește foarte repede. Cred că e mai mult recomandată pentru adolescenți sau, nu știu, cred că ar putea și copiii să o citească, nu văd de ce nu. Dar mi-a făcut mare plăcere să-mi readuc aminte de de Vrăjitorul din Oz, pentru că știu că era o carte care mie mi-a plăcut foarte mult. Țin minte că într-un an am fost cu mama la teatru și s-a jucat piesa de teatru Vrăjitorul din Oz și mi-a plăcut foarte mult, așa că mi-a readus așa amintiri. Deci cam asta o să fac, mă pun să citesc, să termin cartea și după aia mă pun să fac unghiile probabil. Și am terminat și cu machiajul. Asta este a doua tentativă de machiaj, pentru că am mai avut una și m-am șters. Eu oricum nu machiez decât ochii, sprâncenele și buzele, pe față nu am nimic, nici măcar anticear, că n-am doar crema și cam atât. Și nu știu dacă o să rămân cu rujul ăsta, dar l-am testat, în caz că vă interesează, este ăsta de la Pixim, cu Maria Machiaj, nuanța Coral Bang. Nu știu încă, dar îmi place foarte mult cum arată, dar nu știu cum o să arate cu rochea, că rochea fiind foarte colorată, nici nu prea știu cum să mă machiez, nu v-am mai arătat cum, pentru că m-am enervat destul că prima tentativă nu mi-a ieșit, dar cam asta este machiajul. Mi-am făcut ceva subtil cu portocaliu ăsta, care e destul de șters așa, n-am vrut ceva foarte intens, pentru că v-am zis, culoarea de pe rochie face tot. Nici accesorii nu o să-mi pun decât o să am lănțișorul ăsta de la... în caz că mă interesează, este de la Chic Bijou, parcă așa îi zice. M-ați tot întrebat. Și în urechi nu cred că o să am nimic, pentru că, nu știu, mi se pare too much. Da. Acum este ceasul 12:37 și o să mai am doar să mă pieptăm să... Da. Mi-au rochea, încălțările și gata. Așa, apropo, între timp am primit mesaj de la cei de la Same Day, cum că îmi livrează ascultul de la Bastor, pentru că am fost acceptată la campania lor Burn, nu știu cum, îmi cer scuze, dar nici acum n-am înțeles cum se pronunță, ar trebui să-mi fac temele mai bine, dar... Da, bănesc că știți despre ce este vorba și... Nu știu, e posibil să vină azi, habar n-am, chiar sunt curioasă. Și suntem aici la Casa cu Stuc, facem pozici cu aparatul și e foarte, foarte frumos. Am și comandat ceva să mâncăm, mi-am luat midi și facem poze pe aici. Da. Și este foarte cald, foarte frumos. Muzica e tare, dar nu extrem de tare, încât să fie foarte deranjantă.
Și a căzut ceva. Da. Mai vorbim, facem poze un alta. Acasă și cam așa arată casa. Doamne, deci ce e aici? Și între timp cât am fost plecată, mi-a sosit și coletul de la Bastor. Haideți să vedem ce se află înăuntru. Uitați ce frumos au venit împachetate, parcă mi-e și milă să rup. Am rupt. Hai, așa. Aceasta este campania. Vai, ce e asta? A, un săculeț așa cu produse din astea pentru baie, pentru picioare, cred că asta e. Așa. O să ne uităm noi. Aici avem mostre pentru prieteni. Și avem așa, acest produs shower cream, oil intense. Sunt curioasă cum miroase, dar o să le miros eu după. Apoi avem body lotion. Așa. Și mai avem... Wow, cât de bine arată! Acesta este body balm. Super! Mulțumesc foarte mult, Bastor! Și gata, ăsta a fost vlogul. Evenimentul a fost un real succes. Le mulțumim tuturor sponsorilor. O să vedeți la mine pe blog că o să fie multe articole legate despre aceste produse, dar și pe YouTube o să vorbesc despre ele, pentru că urmează un clip în care vă arăt tot ce era acolo în cutiile alea. Le mulțumim foarte mult și pe celor care au organizat acest eveniment. A fost foarte frumos, m-am simțit foarte bine. Totul a mers ca la carte. Acum sunt super mega transpirată pentru că am urcat sus cu toate alea. Da, sunt foarte happy. Nu știu ce e și în acest clip, dar îmi doresc să vă placă. Și dacă v-a plăcut, aștept să dați un mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pentru următorul videoclip, să ați superbă! V-am pat! Pam!